Vă salut iarăși din Megidia la o nouă invitație de a citi împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc la faptul că mulți oameni trec prin situații grele, situații dificile. Totuși, faptul că încă avem acces la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, poate să fie o sursă de alinare, de încurajare, de bucurie, de iertare și fiecare dintre noi citind Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, să fim înviorați, să fim restaurați, să fim împrospătați de Dumnezeu în Duhul nostru. Astăzi citim capitolul 7 din Evanghelia după Luca. Este un capitol care urmează după predica de pe munte, care vă spuneam ieri a fost mai succint prezentată decât de evanghelistul Matei, dar acum în capitolul 7 textul începe să ne prezinte un moment foarte frumos și anume vindecarea unui rob care era în proprietatea, pentru că așa era în zilele acelea, era în proprietatea unui sutaș, adică unui centurion roman, un om care avea sub autoritatea lui 100 de alți ostași. Ei bine, omul acesta păgân îl uimește pe Iisus cu credința lui și trebuie să recunoaștem, asta este o mare realizare, să-L uimești pe Dumnezeu cu credința ta. Haideți să citim. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări, înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise cuvintele despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i face ce-ți bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă, și robul meu va fi tămăduit, căci eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce. Altuia, vino și vine. Și robului meu, făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Fiți vă rog atenți acum la cuvintele acestea. Este vorba de un păgân, este vorba de un om obișnuit care nu avea acces la poporul Israel. Omul acesta de asta are și rezerve în a-L invita pe Iisus sub acoperișul său, cu gândul că Iisus va refuza să intre în casa unui păgân. Omul acesta însă are credința că Iisus este răspunsul la nevoia lui și îl uimește pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, cu credința lui. Se pare că Iisus de asemenea a fost uimit și de necredința celor din poporul lui Israel, pentru că Iisus spune, nici măcar în Israel n-am găsit o asemenea credință. Aștepți ceva de la Dumnezeu? Ceri ceva de la Dumnezeu? Te îndemn, cere cu credință, așteaptă cu credință, pentru că Dumnezeu este mișcat. Este atras de aceia care, cu sinceritate, cu simplitate, se duc în prezența Lui, în rugăciune și cer Domnului intervenția în situația lor. Urmează să citim un al doilea pasaj din textul acesta și anume Învierea fiului văduvei din Nain. Este un text important pentru noi pentru că este una dintre cele trei învieri săvârșite de Domnul Iisus Hristos, dar mai important de observat în textul acesta este că oameni de la marginea societății primesc de la Dumnezeu mai mult decât cei care erau în centrul scenei. De data aceasta este o femeie, o văduvă, după ce un sutaș roman primește îndurarea lui Dumnezeu. Iată, o astfel de femeie primește ceva de la Dumnezeu. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și mult norod. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al mamei lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun.
Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Iată, o femeie simplă care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Iisus este parcă atras, este mișcat să vină în întâmpinarea nevoii ei. Imaginați-vă momentul în care Iisus se atinge de raclă. Un gest care era tabu, era interzis în vremea aceea, din pricina infecțiilor. Nu se știa foarte bine atunci de ce a murit cineva, oamenii preferau să nu se atingă. Apoi era ritualul, era ceremonialul iudaic care prevedea că dacă cineva se atinge de un mort sau de un obiect care a fost atins de un mort, omul acela era declarat necurat pentru câteva zile. Iată că Iisus se atinge și vine alături, este aproape. Iisus vrea să-i spună acestei femei, îmi pasă de situația ta. Nu suntem singuri, nici măcar în izolare. El este cu noi și putem simți prezența Lui. Mergem mai departe cu citirea. Ajungem acum la un text care vorbește despre Ioan Botezătorul. Am citit despre el la începutul Evangheliei acesteia, dar acum ajungem la un moment cheie. Ioan Botezătorul este în temniță și trimite niște mesageri la o conversație frumoasă cu Iisus. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia când s-au înfățeșat înaintea lui Iisus i-au zis, Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Aș vrea să observați ce se întâmplă în textul acesta. Oamenii aceștia vin la Iisus și întreabă, Doamne, Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Iisus pare că e în mijlocul unor activități și spune, așteptați puțin, am niște treabă de făcut și apoi vă răspund. Și ce se întâmplă în timpul acesta? Vindecă, salvează oameni din neputințele lor, vestește Evanghelia, arată dragostea și puterea lui Dumnezeu. Și după ce orbii își capătă vederea, după ce șchiopii încep să umble, după ce leproșii sunt vindecați și după ce surzii aud, după ce morții învie, după ce săracii aud Evanghelia, Iisus se întoarce spre oamenii aceștia și întreabă, ok, care era întrebarea? Vă dați seama, întrebarea aceea, tu ești acela sau să așteptăm pe altul, nu-și mai avea rostul, pentru că văzuseră deja puterea și slava lui Dumnezeu. Ce frumos răspuns și ce practic este răspunsul Domnului Iisus. Versetul 24. Iisus acum începe să vorbească despre Ioan Botezătorul. După ce au plecat trimișii lui Ioan, Iisus a început să spună năroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? E vorba despre cei care mergeau în pustiu până atunci să fie botezați de Ioan. Ați mers să vedeți o trestie clătinată de vânt? Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris, iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine se aseamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Într-adevăr, a venit Ioan Botezătorul.
nici mâncând pâine, nici bând vin, și voi ziceți, are drac. A venit Fiul omului, mâncând și bând, și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Ioan este în temniță și trimite către Domnul Iisus mesagerii săi. Ați auzit răspunsul pe care Iisus l-a dat ucenicilor, dar acum Iisus se adresează ucenicilor săi și le spune despre Ioan. Ioan a venit cu puterea lui Dumnezeu, cu un mesaj de la Dumnezeu și a fost respins. Acum Fiul lui Dumnezeu a venit cu puterea lui Dumnezeu și cu un mesaj de la Dumnezeu și este respins. Iisus afirmă unicitatea lui Ioan. A venit cu puterea împărăției lui Dumnezeu. Spune, el este un reprezentant al prorocilor și îl așează chiar fiind cel mai mare dintre oamenii Vechiului Testament. Și apoi Iisus spune ceva șocant. Voi cei care veți primi cuvântul, care nu-l veți respinge cum fac ceilalți. Iisus spune, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu va avea un rang sau o poziție mai importantă decât al lui Ioan. În ce privință? Anume, noi suntem beneficiari ai harului, ai dragostei, ai măreției lui Dumnezeu atunci când ne deschidem inima noastră înaintea lui Dumnezeu. Să ținem inima noastră deschisă, să nu o închidem așa cum au făcut oamenii din vremea aceea. Să nu fugim după un predicator, după altul, după o părere, după alta, ci să căutăm să fim beneficiarii direcți ai harului și ai dragostei lui Dumnezeu. Citim mai departe. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorul, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat? Apoi s-a întors spre femeie și i-a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta, de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Este minunată întâmplarea aceasta pentru că se petrece în casa unui fariseu, femeia aceasta păcătoasă, care avea povară păcatelor ei, așa cum fiecare om își poartă povară păcatelor. Femeia aceasta a simțit că Iisus este răspunsul lui Dumnezeu pentru starea ei și a venit la Domnul Iisus cu dragoste, a făcut gestul acesta extrem, cu exuberanță, aducându-i închinare, folosind parfumul acela scump și ștergându-i picioarele cu părul capului ei. În timpul acesta, un fariseu, plin de judecată, de dispreț față de Domnul Iisus, în inima lui, fără să rostească vreun cuvânt, analizează totul și îl condamnă deja pe Iisus, așa cum o condamnase de mult pe femeia aceea. Acum este prilejul ca Domnul Iisus Hristos să ofere un răspuns și pilda aceasta are o morală foarte clară, foarte simplă, foarte la îndemână pentru toți. Cui i s-a iertat mult, va iubi mult. Poate te simți astăzi apăsat de povara păcatelor, de rușine, de regrete pentru trecutul tău.
Atunci când vii la Iisus cu povara păcatelor tale și le mărturisești și îi spui Domnului Iisus ce este pe sufletul tău, arătându-ți dragostea și recunoștința față de jertfa Lui de pe cruce, poți primi iertarea Lui. Femeia aceasta a auzit cele mai frumoase cuvinte pe care le poate auzi un om apăsat de păcatul său. Și cu cuvintele acestea închei lectura Bibliei de astăzi. Domnul Iisus i-a spus femeii în felul următor: credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Așa să lucreze credința și în inima noastră și să rămânem cu pacea și cu iertarea lui Hristos în inima noastră.